Potrivit oamenilor legii, femeia care se afla la volanul autoturismului nu a adaptat viteza la condițiile de drum, iar într-o curbă la dreapta a pierdut controlul volanului și a ieșit în decor. Din nefericire, un copil de 8 ani care mergea pe marginea drumului a fost lovit în plin. La locul accidentului au ajuns mai multe echipaje pregătite să acorde primul ajutor. Minorul a fost transportat la spital în stare de inconștiență, iar ulterior cadrele medicale au solicitat ca acesta să fie transferat la un spital din București. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă care a constatat că o femeie de 48 de ani din comuna Ponoarele, județul Mehedin, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 671B Cătunele, într-o curbă la stânga, a pierdut controlul direcției și a acroșat un minor de 8 ani care se afla pe marginea părții carosabile. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală gravă a minorului, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Aceasta s-a ales cu dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.